Bună ziua! În acest video o să facem un test drive cu noul model KXD Pro Lemon. Așa, o să facem o comparație între el și un Raptor obișnuit. Ambele având același motor, același cadru, mici diferențe între ele, cum v-am explicat și anterior. O să le supunem la un test de viteză, un test de off-road, să vedem cum se comportă unul față de celălalt, să vedem diferențele și asemănările. Așa arată și pornite, faruri LED ambele, diferențe după cum observați la anvelope. Și să începem test drive-ul. Thank you.
Ok, și la coborâre. Ok, acum o să facem și un test de viteză între cele două ATV-uri. Teoretic ar trebui să meargă la fel pentru că au același motor, singura diferență este la roți. Haideți să vedem cum merg. O să le supunem și la un test de frânare acum. O să simulăm o frânare de urgență. După cum v-am spus, diferența majoră între cele două modele este la sistemul de suspensie și de frânare. Modelul clasic are frână pe tambur, așa și un alt fel de fuzetă, pe când modelul Pro Lemon are frânare pe disc și pe față și pe spate și alt tip de fuzetă. Teoretic ar trebui să fie o mare diferență la frânarea de urgență. Noi vom simula acest lucru mergând cu ambele la aceeași viteză în treapta a doua și la un moment dat o să, în dreptul unui anumit punct, o să frâneze ambele frâne față-spate puternic dintr-o dată și vom vedea diferența de frânare la oprire. Ok, deci vor veni cu aceeași viteză. Da, după cum observați, este o diferență considerabilă la frânare. Deci acesta a patinat puțin modelul clasic, pe când modelul Pro Lemon s-a oprit. Acum, fiind doi conducători de greutăți diferite, și acest lucru influențează. De aceea vom mai face un test, vom repeta testul, pentru a
determina exact. Deci vom schimba conducătorii, mai facem un test în care am schimbat conducătorii, da, din diferența de greutate și acest lucru va influența oprirea. Ok, la dubla 2 am schimbat conducătorii. Thank you.
văzut diferențele între cele două modele, le-am supus la toate testele. Acum, dacă mai aveți alte întrebări, alte teste ce nu vi s-au părut concludente pentru aceste două modele, vă așteptăm cu comentarii și nu uitați like și abonare la canalul nostru.